Televiziunea Română, întâlnirile JTI și Fundația Art Production vă recomandă garantat 100%. la Garantat 100%. Invitata noastră din seara asta este poeta, scriitoarea, publicista Ana Blandiana. Bună seara, mulțumesc că ați venit la noi. Mulțumesc eu. Nu ne-am văzut de ani buni, nu ne-am văzut de prin 2014, cred. De la fals tratat de manipulare. De la fals tratat de manipulare, exact. Se regăsește mult conținut din fals tratat de manipulare aici, cu o diferență. Pare că v-ați asumat mult mai mult mai mult decât atât, există un tip de energie despre care nici nu pot să vorbesc, pentru că așa ceva trebuie citit. Asta e o întâlnire foarte intimă, e o întâlnire cu o carte, despre așa ceva se povestește greu. Și, pe de altă parte, nu o să le fie ușor unora dintre confrații, dumneavoastră, care încă sunt în viață, așa cum nu o să le fie ușor, de fapt, multora care vor citi și își vor da seama că venim dintr-o lume care multă vreme, într-o formă sau alta, a stat, a așteptat, a suportat. Dar aș vrea să începem de la altceva și ajungem și la asta. Spuneți așa, principalul e să nu mimezi tinerețea, ci să fii indiferent la vârstă și impermeabil la timp. E ceva, ceva ieșit din substanța dumneavoastră poetică sau simțiți lucrul ăsta? Uh, nu, nu e ceva literal, e ceva fizic, ca să spun așa, cred. Uh, cred că chiar asta e adevărul. Am. Um, uh, când mă gândesc și nu mi se întâmplă decât când îmi aduc alții aminte uh, la uh, cifrele care sunt legate de timpul pe care le-am trăit, mi se pare suprarealism. Mi se pare incredibil pentru că. Da, într-adevăr, cred, cred, cred că a fost at Acum îmi vine această idee. Atât de important pentru mine timpul istoric. Adică, și, și din cartea asta se simte aproape maladivă, zice eu, cât de importantă este caracteristica istoriei în viața noastră. Încât n-am fost niciodată obsedată de ce se întâmplă. Cu vârsta mea și de altfel, nici nu prea se întâmpla mare lucru. Am avut o experiență, așa cum să spun, feminină, zice. La mulți ani, după Piața Universității, cineva de la televiziune mi-a dat o filmare din Piața Universității cu mine, vorbind în balcon. Și Uh, Mi-a plăcut extraordinar și uh, am spus, Doamne, așa aș vrea uh, să rămân eu, dacă rămân ca scritor, asta să fie imaginea mea în. Și după am dat seama, am făcut socoteala că aveam 48 de ani, ceea ce nu era o vârstă ideală mm. ca să zici că așa vrei să arăți. Probabil că arăta mult mai bine la 28. Uh, deci, uh, cum să spun, era mult mai important ce gândeam, ce simțeam, ce... În clipa aceea, decât cifrele vârstei mele. Vă vizitează gândurile referitoare la posteritate? Vă gândiți la lucrurile astea? Uh, nu cred că mă gândesc în mod explicit, dar este clar că a fost punctul de vedere din care mi-am trăit viața uh -huh. în sensul că uh, era mai important decât ce mi se întâmplă acum. Deci am preferat întotdeauna să suport ceva greu, dar să-mi rămână numele curat, să, numele de scriitor, evident, dacă cuprindea, evident, și caracteristicile morale și de toate felurile, decât să se întâmple ceva bine și și să treacă mai departe. Da, nu, nu, nu cred că există un scriitor în măsura în care el crede. Că vreo carte a lui rămâne care să nu se gândească. Una din obsesiile mele teribile, nici nu știu dacă nu cumva am vorbit despre asta cu dumneavoastră, a fost în timpul lui Ceaușescu că ideea că o să rămân da. contemporană cu demolările. Exact. Și că n-am spus despre asta nimic. Cum e posibil să fi trăit uh, și să. Uh, deci, da, m-am gândit, cred că m-am gândit întotdeauna. Uh, volumul pe care uh, îl țin în mâine acum se cheamă mai mult ca trecutul. E un joc foarte interesant de cuvinte. E un jurnal, între august 88 și decembrie 1989. Sunt niște caiete pe care le-ați o să și arăt un pic volumul ăsta minunat, pe care nu o să contenesc să-l recomand, pentru că e un eveniment important. În măsura în care la noi mai există evenimente, stimată doamnă. În măsura în care se mai poate spune că o carte sau un film sau un spectacol de teatru mai pot fi niște evenimente ale spațiului public acum în România. Dar E vorba de niște caiete pe care le-ați găsit la vreme multă, după ce le-ați scris? 30 de ani, cred că. Da. În, în pandemie. Deci... Caiete în care nu v-ați recunoscut? Ați spus cine e ființa care a scris așa ceva? Uh, e fascinantă ființa care a scris așa ceva? E bolnavă și în ființa respectivă și în sensul ăsta nu seamănă foarte tare cu mine nici cea dinainte, nici cea de acum. Adică eram dominată de de de, obsesii, de suspiciune, de. Uh, cartea asta eu o privesc ca un portret al epocii și toți, toat, toți portre, toate portretele, așa. inclusiv al meu, al soțului meu, sunt niște portrete ale noastre, dar mai mult sau mai puțin malformate de timpul în care tream. Despre malformația pe care o imprimă timpul în noi, spuneți așa. Nu era pentru prima dată când verificam adevărul științific, descoperit cu uimire în prima tinerețe, potrivit căruia celulele din trupul nostru mor și se nasc, se reînnoiesc fără încetare, încât din șapte în șapte ani suntem cu desăvârșire alții. Așa e? Da, e, se pare că e așa, dar nu e extraordinar? Absolut extraordinar. Deci totul, totul se schimbă. Iar noi fiind finiți, la un moment dat se termină ce s-a schimbat și rămâne numai schimbatul. Și așa mai departe. Pe unii i-a schimbat radical ciclul ăsta de șapte ani. I-a făcut literalmente alte ființe. E foarte interesant. Cât s-a mai păstrat în dumneavoastră acum, după ce au trecut atâția ani, din ființa despre care, nu despre care, din ființa care se exprimă aici S-a păstrat destul de mult, s-a păstrat în orice caz obsesia scrisului. Sentimentul că nu m-a scrisul contează așa cum uh, atunci eram obsedată de uh, faptul dacă nu cumva este imoral că mă interesează mai mult să pot să-mi termin cartea da. decât să fac un portret. Pentru că asta ai obsesia mm, exagerată, după părerea mea, acum, adică bolnava cărții. Uh, tot așa, în timpul celor 10 ani în care am făcut mitinguri și alianța civică da. și manifeste, și în loc să fac cărți, eram obsedată de faptul că Dumnezeu m-a făcut să scriu cărți și că nu-i că, că nu normal ce fac. Și în același timp știam că asta trebuie făcut și dacă altcineva nu făcea, ne-am apucat să facem noi. Din 2014, de când ne-am văzut, au trecut mai mult de șapte ani până acum. Am discutat și atunci subiectul ăsta. Vă pare rău în lăuntrul dumneavoastră pentru vremea pe care ați petrecut-o făcând o consistentă activitate socială și lăsând-o pe scriitoare un pic mai la urmă? Vă pare rău de lucrul ăsta? Nu, nu, cred. Adică, îmi pare într-o oarecare măsură rău, dar aș face exact același lucru. Adică, cred că a fost necesar. Uh, Plus că am și fost foarte norocoasă, în sensul că am început să fiu tradusă masiv în străinătate, încât n-am, cum să spun, am rămas într-o parte a vieții mele, totuși scriitor, pentru că altfel cred că mi-ar fi fost și mai greu. Iar cel mai extraordinar lucru e că am reușit să mă reîntorc. Adică, normal ar fi fost să nu mai. Pot -o fac. Nu numai faptul că m-am reîntors la scris pentru că la urma urmei, poeme scriam și atunci pe genunchi, sau. ci faptul că am reușit să reintru în Tatura mm. și statuia, dacă vreți, meu. Adică să mă privească ceilalți ca un scriitor, în timp ce în cei 10 ani eram cineva care era citat pe pagina întâi a ziarelor cu declarații publice, ceea ce uh, efectiv era ceva ucigător pentru noțiunea mea ca scriitor în mintea celorlalți. Încercam să lămurim miezul cărții. Nu e unul singur. Sunt mai multe miezuri în cartea asta. Dar unul dintre ele, ceva care vă bântuie de vreme multă, e ăsta. Spuneți așa. Citesc Tolstoi și Slousky și descoper mereu problema mea. Imposibilitatea de a opta în plină liniște de conștiință între a încerca să schimb lumea și a o descrie. Între a lupta împotriva răului sau a încerca să-l descriu. Fixându-l astfel, încremenindu-l, înfrângându-l de fapt prin aceea că nu-l lasă să existe. Zadarnic să treacă atunci când va trece, ca și cum n-ar fi produs toate suferințele pe care le-a produs. Soțul dumneavoastră, regretatul scritor Romulus Rusan, vă tot spunea, treaba ta e să descrii, nu e să desfințezi răul. Părerea dumneavoastră era, ba nu, trebuie să schimb lumea. Mi se părea, de fapt eu știam că el are dreptate, dar mi se părea că era atât de îngrozitor încât era imoral să fii doar spectatorul ei. Întotdeauna cred că am avut o percepție exagerată de morală. Adică morala a fost pentru mine. Probabil, probabil, așa am fost educată, așa am crescut, ceva mai important decât e în general pentru scriitori. Și asta m-a făcut să nu-mi fie ușor. Câtă vreme morala v-a fost steag de luptă? Sunteți foarte conștientă de faptul că ceea ce numește un gânditor francez, geniul malițios al socialului, v-a lovit exact în valoarea pe care o prețuiați. O sumă de compatrioți au intrat cu bocancii în valoarea dumneavoastră supremă și v-au acuzat de lipsă de morală. Cum ați fost în vremea aia? Cum sunteți acum, din punctul ăsta de vedere, când mai există atacuri în zona asta? Din, cred că, din acest punct de vedere, nu m-am schimbat și trăiesc exact aceeași dramă. Adică, o dramă care a avut pe parcursul primelor două decenii, să zicem, după Revoluție, o etapă fericită. Deci, momentul în care acei oameni care reprezentau partea partea vie, aș zice, da. și gânditoare a societății, se simțeau vinovați nu pentru ceea ce au făcut, ci pentru ceea ce n-au făcut. Mm -hmm. Ca și mine. Deci asta era asta era... Ăsta era sentimentul din piața Universității. Și uh, acest sentiment a continuat, iar cei care au stat după aceea în piața Victoriei, luptând pentru uh, legile justiției, uh, erau cel puțin jumate din ei aceiași de atunci. Adică se vorbea mereu de tineri, dar media de vârstă era mult mai ridicată. Erau foarte mulți care continuau încă de atunci. Uh, deci, uh, și acum. Iar acum, când nici nu mai pot să visez nici măcar uh, minimum protest din piața victoriei, nu pentru că n-ar merge nimeni, dar oricum nu mai merge nimeni, ci pentru că ori mergi, ori nu mergi, tot n-are nicio importanță. E, e, acum, într-adevăr, trăiesc din nou și sunt convinsă că foarte mulți intelectuali români ca și mine, trăiesc același lucru, un lucru un sentiment aproape de depresie, aproape de depresie medical vorbind. V-ați gândit vreodată, atunci când v-ați dus într-un concediu și ați stat, să zicem, într-o casă a scriitorilor, la mare sau în altă parte, v-ați gândit că, într-o formă sau alta, faceți un soi de act de prietenie cu regimul, că, într-un fel sau altul, le dați apă la moară că participați la mecanismul de seducție pe care regimul l-a practicat în legătură cu toată inteligenția românească și cu scritorii și cu regizorii în special, cu artiștii în general. Simplul fapt că intrați într-o casă a scritorilor pe parcursul unei vacanțe era un microact de complicitate cu regimul sau nu? Evident că m-am gândit. Dovada este că în cartea asta apare ceea ce acum privind mi se pare chiar, chiar exagerat. Apare gândul. Deci stăteam în propria noastră casă care era o casă de paiantă cu două da. încăperi unde ne mutasem pentru că căzuse la cutremur blocul în care stătusem. Și eu mă gândeam dacă nu este imoral că avem flori, că ne simțim exact. foarte bine acolo, că avem pisici, că, că, că era un, un, un cadru. Bine, cum să spun, modestia noastră ne făcea să, să fie totul suficient. Și atunci eu ziceam, dar bine, dar în timpul ăsta în țară se întâmplă tot ce se întâmplă și noi stăm aici, între florile noastre, în 100 de metri pătrați de fericire creată. De... Deci, întotdeauna, întotdeauna am avut și, într-un fel, toate... Niciodată nu mi-am închipuit că, scriind eu niște vagi proteste, niște poeme care au devenit proteste, în primul rând prin solidarizarea altora cu ele. Eu întotdeauna, mai ales în legătură cu poemele cu Arpagic, eram felicitată pentru curaj, dar n-a avut să semn niciun curaj. E, nici, nici măcar nu mi-închipui semn că o să observe cineva. Faptul că toată lumea a observat era o dovadă a stării de spirit a cititorilor și a curajului lor de a se solidariza, iar cei care îmi copiau versurile erau ca și, ca și autorii lor. Știți deci... că multă lume în locul dumneavoastră ar spune, ba nu, am făcut-o cu program, știam foarte bine ce fac și a fost un protest pe care așa l-am plănuit. Multă lume ar spune lucrul ăsta. Deci eu n-am spus niciodată, am spus de 100 de ori invers, dar uh, uh, cum să spun, în același hmm. timp, în același timp este... E foarte greu, deci e clar că n-aș fi putut trăi fără să, fără să scriu ce am scris. Deși, deși nu speram că cineva va observa. Faptul că uhum. a observat a fost extraordinar. Mai era ceva aici, ceva care vă însoțește de-a lungul întregului parcurs al bucății de jurnal. Întâlnirile cu Gogu Răzulescu... Gogu cu uh, un important demnitar comunist, uh, despre care scrieți într-un mod extrem de spectaculos. E un portret fascinant al ipocriziei care are o sumedenie de fețe. De fiecare dată amintiți faptul că vă repugnă să participați la întâlnirile astea, că aveți mustrări de conștiință, dar totuși o faceți. Da, este... Uh, vreau să vă spun că eu sunt conștientă că și de m-am și gândit printre altele atât de mult dacă să public acest jurnal că n-am nimic de câștigat din, 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 a povesti tot și tot. Da, mi s-a părut mai important să apară epoca în, despre Gogu Rădulescu, însă totul e foarte complicat și sper din toată inima ca din ceea ce am în acest jurnal, în general vreau să vă spun că chiar n-am schimbat nicio virgulă, că m-am gândit de ce deci este un gând, în primul rând, de scriitor, nu da. politic, sau că autenticitatea este doar dacă nu ating textul și dacă rămâne. Dacă l-aș fi prelucrat, s-ar fi simțit cu siguranță. Puteați să dați multe lovituri prelucrând, puteți să dați multe palme prelucrând. Există în fiecare dintre noi, așa cum exista și există și în dumneavoastră, un grozitor de maladivă suspiciune. Oare a intervenit Ana Blandiana mm. sau nu? Oare s-a răzbunat și a dat niște palme acum? Deci. Intervenim pe textul e, de atunci? E, nu. Deci, mărturisesc cu mâna pe inimă, dar vreau să zic că există dovezi. Faptul că am lăsat să apară dinescu așa cum, așa cum admiram atunci într-un mod absolut exagerat și, și, ce probleme îmi făceam că nu sunt atât de grozavă ca el și că eu țin mai mult la scris și că el e în stare să jertfească și scrisul și așa mai departe, când părerea mea și relațiile mele cu Dinescu în, urmi, în ultimul 30 de ani au dovedit tot felul de lucruri. Nu e vorba care doar care doar neagă despre Dinescu, e vorba despre multe personaje reale care apar aici și ce o să spuneți când cineva vă spune Ana Blandiana de fapt vă reglați conturile cu unii dintre colegii dumneavoastră de Breslă. Nu știu. Deci atunci e sigur că nu mi-am reglat. Se pune această întrebare dacă în momentul în care m-am hotărât să public. Uh, uh, vreau să vă spun că. Uh, de exemplu, m-am gândit foarte mult, dar pentru că mi-am propus de la început uh, să nu intervin deloc, m-am gândit că e mai important să, să mă țin de cuvânt. Dar m-am gândit serios, uh, pentru că nu era important în carte, uh, 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 portretul lui Sorescu, așa cum apare dintr-o da. chestie care nu are nicio valoare, nici politică, nici. E pur și simplu o chestie umană. Nu știu cum să spun E, e, e adevărat extrem de că... umană Putem să o și relatăm E vorba despre o întâlnire La o sărbătoare de familie da. Uh, un lucru absolut da, domestic. În Dar se vede și că lui nu-i pasă de nimeni. Nu-i nu pasă de... de nimeni, ci doar da. să mănânce și e deranjat în momentul în care Mero, apare da. propunerea ca soțul deci dumneavoastră e o, e o să facă două, trei fotografii. Deci, n-are -are, -are nicio legătură Dar întâlnirea e spectaculoasă pentru că. -are omul pe are legătură cu, cu toți... valoarea lui descriitor, exact. în mod evident, și eu, mai ales ca dramaturg, chiar îl admir și. Dar m-am gândit că poate, totuși, poate, totuși. Cum să spun, în general, întotdeauna mi-a plăcut să citesc uh, amintiri cu scritori <l> și uh, am în cap tot felul de portrete de genul ăsta și nu văd de ce și epoca noastră să nu fie. Uh, 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 Celălalt personaj uh, care, tot așa, mi-a pus probleme este Geluna Um, care este un personaj da. extrem de complex. Al, uh, al cărții, în prim, al cărții, chiar mai mult da. decât în viață, pentru că cred că el n-a fost niciodată, nu s-a gândit niciodată la el, despre el însuși, în, în, în felul acesta. Există vreo secundă în care vă simțiți bine că ați aruncat în stânga și în dreapta cu un pic de vitriol? Uh, nu nu, nu, nu nu mă privesc în felul ăsta. Adică nu, nu consider mm -hmm. că. Am, deci, ce era clar era că eu scriam convinsă că nu va apărea niciodată. Deci, scriam, scriam, Perfect. Poate că viceul sună prea rău. Și eu voiam să. Să rămână cât mai ah. concret. Această idee ca epoca să apară concret este și mai important acum când uh, există. Uh, Tineri neon neomarxisti care uh, uh, n-au trăit, n-au fost născuți atunci uh, și, evident, nu cred sau nu-și pun problema că a existat. Asta deci, și tineri care nu au nicio legătură cu marxismul și habar n-au ce s-a întâmplat deci, atunci. Deci, habar n-au toți, dar a, a uh, încerca să recreezi acel tip de societate, asta e problema. Adică, ca să nu mai vorbim... Ei vor de spune ce că fel, nu încearcă să recreeze de tipul fel de, acela de comunism de creează corectitudinea mm -hmm. politică care ajunge până la urmă la același lucru? Deci, cred că mai ales... Deci, ultima mea obsesie ține de... de catastrofele pe care le aduce mișcarea ochi și, și în acest sens, mi se pare că devine din nou important ceva ce ne plictisise deja, să spunem cât de rău a fost în comunism. În, este important să, să facem portretul acestei, acestui timp istoric. Știți ce plutește în cartea asta consistentă, ai ce citi, adică și într să spun pentru cei care ne urmăresc, odată începută nu te mai lași de cartea asta. E absolut seducătoare. Nu știu dacă, habar nu am, dacă oamenii care nu au trăit timpul acela simt același lucru. Pentru cei care au trăit o bună perioadă din ceea ce descrie această carte, e, e o călătorie foarte interesantă. E și plină de nostalgie, dar e și plină de obidă, e plină de mai multe. E o carte bântuită de suspiciune, Ana Blandiana. Da. De o suspiciune cruntă care se transformă în ceva mai mult decât într-o nevroză. Se transformă într-o psihoză. Uh, suspiciunea creează umbre cu dimensiuni gigantice. E o lume secundă lumii în care se trăiește, dar totuși reală. Uh, cum ați putut să ieșiți întregi din lumea aia? Eu vreau să vă spun că prima, mea, primul meu șoc când am citit în sfârșit textul după atâția ani, ăsta a fost, eu despre mine întotdeauna am avut impresia care cred că a fost corectă dovadă că a fost și înainte, eram așa înainte și sunt din nou așa, că nu sunt o persoană suspicioasă, că sunt și sunt considerată naivă și eram chiar mândră că sunt naivă și mereu, mereu, mă trage cineva pe sfoară și, dar mi se părea că, cum să spun, deci, și deodată am descoperit ce psihoza a suspiciunii. Această psihoză nu s-a născut pentru că eram eu nebună, ci pentru că totul era manipulat, încât în, în, în fața fiecărui om și fiecare întâmplări, puteai să te gândești că e aranjată, că e făcută într-un anumit scop, pentru că atâtea dintre ele erau făcute într-un anumit scop. Deci, cam cum de am scăpat întregi, asta este o întrebare. Bine, noi doi, soțul meu și cu mine, probabil pentru că am fost împreună și pentru că, pentru că, pentru că eram doi, pentru că ne iubeam, pentru că m-a întrebat cineva, am dat mai multe interviuri în zilele astea, dacă ce personaj din carte, față de ce personaj din carte am remușcări, adică pe, care, pe cine cred că l-am nedreptățit. Și am răspuns și m-am uh -huh. gândit de mai multe ori la asta, că pe el, pentru că tot timpul pe el îl acuzam, ceea ce era chiar ferat, că mă ține în frâu, adică că nu mă lasă să mă arunc cu capul înainte. Eu însă îmi simțeam că nu trebuie să o fac pentru că trebuie să o scriu. Dar în același timp mi se părea că așa ar fi uh, moral. Uh, și Știți în acelea... că e un mecanism psihologic. De cele mai multe ori aruncăm tot ce e mai greu pe aia mai apropiați. E, e mai comod lucrul ăsta. Uh, dar nu știu dacă e mai ușor. Acum, uh, în perspectiva timpului, uh, este clar că, că, că el avea dreptate în sensul că Mă gândeam într-o zi, nu, nu cred că există ceva care să mă întristeze mai mult în istoria noastră recentă decât faptul că Liviu Babes ne-a devenit un simbol pentru români, cum e Ian Palach pentru da? cei. Adică, cum e posibil? Adică, deci, cred că din 100 de oameni pe care îi întrebi, dacă unul ar ști cine e, ar fi mare lucru. Ei bine, Hai să zicem că ăsta era, a fost un protest politic, a fost pe care aș fi putut să-l fac și eu, nu? Puteam să-mi dau și eu foc. Uh, și chiar vorbeam și atunci și ne certam pe o asemenea temă. Uh, ar fi căzut ce au din asta? Evident nu cred. că nu. Ce, tot ce puteai să speri este că vor auzi ce de la Europa liberă și vor vorbi despre asta. În Adică, e clar că o carte este o carte. Eu sunt convinsă că romanul la care scriam atunci, și care se numește Sertarul cu aplauze da. după aceea, prezintă o societate într-un mod mai profund, ce are mai multă importanță a la lung, cum să spun, în măsura în care cultura reprezintă ceva, în măsura în care vor mai exista tineri care să citească, sigur, adică, dar la urma urmei poate să dispară și planeta, așa că nu ăsta e un fel de a judeca. E absolut devastator slalomul printre cuvinte, dar conținutul slalomului printre cuvinte e și mai devastator. Atunci când vorbiți despre faptul că ne gândim cu toții, e firesc să ne gândim cu toții. Avem regrete față de lucruri pe care nu le-am făcut. Dar e un regret și mai mare față de lucrurile pe care le-ai făcut. E ceva mult mai aproape, mai concret. Regretul pentru lucrurile pe care nu le-ai făcut Problema este e o că, că Cei care ar trebui să regrete lucruri pe care le-au făcut nu, nu le fac, regretă, și profită de pe urma lor. Da. Să revenim un pic la suspiciune. Aș vrea ca cei care nu au trăit timpul acela să înțeleagă la ce se referea suspiciunea asta când te întâlneai cu un om. Pur și simplu. Sunt câteva bucăți aici în carte în care povestiți despre niște întâlniri la Cluj, o întâlnire la Cluj, Uh, e o întâlnire uh, cu profesorul Ioan Pop, o întâlnire cu profesorul Papa Hagi, uh, cu care puteați să fiu foarte corect, așa cum spuneți în carte, cu Jean Pop și cu Papa Hagi. Da. Și spuneți, am putut să vorbesc, uitasem cum e să vorbesc fără să-mi pun bariere. Fiindcă eram prieteni vechi. Pentru da. că erați prieteni foarte vechi. Uh -huh. uh, foarte multă lume acum mă întreba, hai domnule, chiar așa era? Chiar toată lumea era cilipitoare? Chiar toată lumea turna undeva? Oricum, povestesc tot felul de întâmplări. Sigur că nu era toată lumea, dar cei care veneau în contact... Deci, în primul rând... Așa cum acum oamenii cinstiți nu se amestecă, nu devin oameni politici uh, și reprezintă majoritatea suferitoare și silențioasă, atunci nu, uh, nu veneau la mine să, să îmi declare prietenie oamenii cinstiți. În schimb, mă căutau, într-un mod suspect, veneau la noi la țară, uh, povestesc în carte că uh, iar deveniți o nebunie, că se oprea pe străduța, pe ulița pe care da. stăteam, câte o mașină ne, ne nebunea că ne întrerupeam din scris și, și venea câte unul uh, coleg de liceu a uh, soțului meu, care mergea întâmplător la uh, Giurgiu și și-a adus aminte că a auzit de nu știu unde, că... și așa mai departe și a venit și după ce ne așezam în chioșc, că era așa, o, un loc unde stăteam acolo și mâncam și le făceam o cafea și ajungeam întotdeauna să pună tot felul de întrebări suspecte. Ce, ce credem despre nu știu ce? Era evident că se află în misiune acolo. Și asta s-a întâmplat o și de două ori și cu oameni aproape necunoscuți sau cu celebrități sau cu. Deci, sigur, Dar oamenii să și vinovați. Doi, da. ce credeți despre ce se întâmplă în țara asta? Se putea întreba și nevinovat. Sigur că da, da. nu, 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 nu era așa. Era mai mai concret. Uh, vă cer permisiunea să mă citesc ceva. Uh, cred, cred că e o didascalie a lui Camil Petrescu într-un text unde spune tăios ca o lamă de cuțit, tăios ca o lamă de cuțit sună ce spuneți aici. E... Spuneți așa. M-am gândit adesea la ciudat, e mai degrabă un bisturiu, pentru că e extrem de tăios. M-am gândit adesea la ciudata deosebire dintre calitatea oportuniștilor ardeleni și a celor din vechiul regat. În timp ce în sud oportuniștii sunt golani și vicioși, oameni de nimic, terchea berchea, fără nimic sfânt și fără nimic bun, printre ardeleni, Oportuniștii sunt oameni așezați, gospodari, serioși, cu minți. Ajuns ceea ce sunt nu pentru că ne socotesc legile moralei, ci pentru că nu sunt în stare să le calce pe cele ale puterii. Oameni pentru care ordinul venit ierarhic este mai puternic decât adevărul și credința. Regulile impuse de sfinți sunt mai importante decât cuvântul lui Dumnezeu. Cât de extraordinar a putut să fie educația Habsburgică a strămoșilor noștri pentru ca ea să se transmită prin gene atât de departe urmașilor și după aproape un secol să mai facă posibilă monstruoasa identitate dintre cinste și supunere. E groașnic, recunoști, mi-e și rușine să Au. ascult. Am citit și după da. ce am citit am zis. da, din, da, e adevărat, e chiar adevărat, din păcate. Adică e, e o temă de gândire. Da, e... e. Dar, încă o dată, scuza mea este că... E un jurnal, totuși. Iar eu l-am început în momentul în care știam că nu o să mai public niciodată. Deci, pur și simplu spuneam ce în capul și în sufletul meu. Nu, uh, cu siguranță că acum să-mi vină o asemenea idee care. Încă o dată, dacă tot am scris, tot țin să spun că sunt absolut uh, convinsă, și acum că e corect dar, sigur. Dar, dar acum, evident că n-aș mai scrie o ca să o public cu o asemenea duritate. Mai există ceva din acea educație ardelenească a noastră uh, care a cuprins uh, a strămoșilor, care a cuprins pe lângă supunerea față de autorități. Și construirea împotrivirii la ele. Da? Pentru că tot ce a existat, ca gândire politică și ca organizație, și asta s-a făcut în Ardeal. De fapt, rom un 1 decembrie a fost realizat de Ardeleni, oricât le-ar place tuturor să zică că e al tuturor. Pentru că gândiți-vă, numai cât aproape doi ani înainte de 1918 ardelenii veneau la București și, și făceau propagandă ca să încetăm neutralitatea. Și, deci, deci, vreau să zic că patriotismul este și la această oră încă o, ceva real pentru ardeleni în timp ce pentru regățeni așa ceva nu mai există. O spuneți ca pe o reparație? Nu, oh. nu. O spun ca pe o mândrie că sunt ardeleancă și, și ca pe o jale, pentru că la urma urmei Balcescu care a fost unul din eroi adolescenței mele și avem un, un portret al lui lângă masa mea de lucru, uh, nu era Ardelean, ci, ci din Sud. Deci, uh, faptul că acel tip de șmecherie și de umor și de care uh -huh. îi caracterizează uh -huh. pe sudici și uh, care le dă dreptul să râdă de Ardelenii care n-au umor și n-au... Uh, a făcut ca aici să se dizolve în corupție, în toate. Asta nu înseamnă că nu există corupție și n-ar alt. Dar, totuși, noțiunea de patrie există într-o mai mare măsură acolo. Mi-ar fi plăcut să fie capitala la Brașov. Cred că arătat ceva mai bine Parlamentul României. Nu e vorba că nu vreau, nu pot să vă însoțesc în gândul ăsta... Dar îl respect, e un gând pe care îl respect Dar nu vă pot însoți în gândul ăsta Sper că nu, nu v-am nu. Din, din potriva asta spuneam că nu mă pot explica, pot... Dar nu pot să vă însoțesc în gândul ăsta Ziceți așa Iartă Iosca o lavă de cuțit E vorba despre o vizită La Mănăstirea Râmeți um, O vizită Foarte interesantă Știați că acolo Ioan Alexandru și Adrian Păunescu sunt ceea ce s-ar numi acum câtitori contemporani ai Sfântului Locaș. Și spuneți așa. De asemenea, pe pereți, transcrise lungi poeme de Ioan Alexandru și Adrian Păunescu, rimând râmeți, cugeți, etc. Am vizitat mormântul lui Vasile Drăguț, am admirat mușcatele atârnând din balcoanele chiliilor, am privit călugărițele, agitându-se în jurul borcanelor cu murături pe care le puneau pe iarnă, și am plecat cu inima mai puțin ușoară, cu acele sentimente amestecate pe care mi le trezește întotdeauna descoperirea instrumentalizării bisericii, care folosește totuși această instrumentalizare pentru a construi în var și cărămidă ceea ce a demolat în asceză și rugăciune. Da, e, e o idee, e o observație perfectă și pe care am verificat-o de multe ori. Am fost de exemplu, am ajuns la Sihăstrie, unde ajunsesem în mai multe rânduri și încă de când trăia Părintele Cleopa și da. unde era... Adică pentru mine rămăsese așa ca un loc magic. Și am ajuns de curând, chilia Părintelui Cleopa rămăsese așa ca un... e loc de perelinaj, dar în locul unei biserici erau câteva, în locul câtorva chilii modeste, cum era lui atunci, uh, erau nu știu câte vile. Erau uh, uh, și, mă rog, enorm de multă lume, sute de mașini, un pelerinaj continuu. Uh, ceea ce mi-a mi displăcut profund și am avut sentimentul că... că uh, eu că E o impietate, acel lucru. Țin minte când am fost prima oară și a fost ceva extraordinar. Am fost împreună cu Geo Boxa eh, și cu soțul meu. Geo Boxa, care era membru al Academiei, era destul să dea un telefon la Academie. Că are nevoie de o mașină să plece la puna și ne-a și pe noi în mașină. Deci, e asta apropo de ce ziceați de casele de creație. Da. Și la întoarcere ne-am oprit la siestrie, unde părintele Cleopa, care plecase în munți, să se roage ca pusnicii. Uh, și care uh, avea o biografie, uh, cum să spun, ca din cărțile de citire, deci starețul de dinaintea lui, uh, uh, visase să-l ia pe copilul de la oi, un orfan care și să-l învețe și să-l... Și în felul ăsta a devenit Părintele Cleopa următorul stareț. Mă rog, și într-adevăr era, era un sfânt. Și uh, doar că uh, puznicii uh, se întâlneau cu partizanii, ca să zic așa, care erau da? în același timp. Și uh, au fost, uh, când au fost prinsi uh, uh, cei care luptau în munți, au fost închiși și călugării care se aflau, inclusiv părintele. Uh, și Joe Boxa, care era deputat de neamți a umblat, nu, adică nu e singurul caz în care el și-a folosit prerogativele pe care uneori mă gândeam dacă că le are numai de asta ca să aibă ce folosi și l-a salvat pe Părintele Cleopa. Deci am fost primiți la mănăstire așa ca, ca, niște frați, ca niște... Și am petrecut o, o noapte întreagă în chilia Părintele lui Cleopa, care ne-a vorbit despre uh, cetele îngerești. Dar ce era extraordinar era că uh, cum să spunem, și fiindcă era uh, om simplu uh, uh, și fiindcă avea o intensitate a credinței ieșită din uh -huh. comun, uh, părea că respirăm pene. Nu știu, adică uh, vorbea despre cetele îngerești ca de ceva... Care existau concret și coborau peste noi. A fost uh, Și țin minte cât de impresionat am fost că atunci, în unica biserică care era, uh, era slujbă uh, non-stop și uh, zi, noapte, fără încetare, uh, și că ne -au, uh, ni s-au spus câți intelectuali, uh, deci erau arhitecții, uh, doctorii filozofi, da. mă rog, erau tot felul de tineri intelectuali care se călugăriseră ca să iasă din societate și care trăiau în acea și acum când am ajuns la mănăstiri toată lumea are doctorate numai că nu e același loc. E adevărat. Da. Câtă vreme locurile sfinte indiferent de natura lor nu sunt călcate de lume ne pare rău că nu sunt călcate de lume. Când lumea apare și dă năvală, ne pare rău că lumea dă năvală pentru că locurile s-au golit de conținut. E interesantă lumea asta. Iertați-mă, am schimbat discuția și n-am terminat ceea ce voiam să spun despre Sihăstrie. Am povestit da. și... Uh... În momentul în care uh, am simțit că sunt, ne sunt nemulțumită că e atât de bogat și de frumos, pentru că era da. foarte frumos, după cum uh, la Pudna tot așa s-a construit exact. enorm și foarte frumos. Uh, în timp ce atunci când am fost, era un câmp întreg, gol, pe care erau sute de țărani care veniseră uh, să facă parastaz pentru Ștefan cel Mare ca pentru tata sau bunicul lor și când am revenit la Punda și acolo erau numai vile și biserici, mi se părea că de deci, ca să revin, Deci am avut această neplăcere și în același timp m-am gândit stai puțin, dar cât de plină de admirație sunt în Italia, când umblu din mănăstire în mănăstire și toate sunt clădiri peste clădiri, palate peste palate, deci... Am avut, am avut această dualitate, și, care probabil chiar conține în sine opoziția dintre ascesă și construcție. Chiar și artă, chiar și artă. Mulțumesc frumos că ați venit la noi. Mulțumesc în modul cel mai sincer pentru cartea asta. Zic din nou, mai mult ca trecutul, jurnal 31 august 1988. 12 decembrie 1989, Ana Blandiana, o carte absolut fascinantă despre un timp în care unii dintre noi încă ne mai putem scufunda, iar pe care alții îl mai pot descoperi eventual doar pe aici. Sper ca tinerilor să nu li se pară numai de necrezut și suprarealist. Adică să nu mm -hmm. citească ca pe o ficțiune. Și dacă o să fie ca o ficțiune, spuneți așa. Lectura este singurul lucru de care sunt în stare și care îmi face bine. Viața mea, ca o haină uitată pe malul cărților. Da. Mulțumesc încă o dată foarte frumos pentru cartea asta. O să închei cu niște cuvinte care vă aparțin aici. Niște cuvinte care vin ca o sentință grea, serioasă, pentru noi toți. O să spun noapte bună. Ne revedem aici duminica viitoare la Garantat 100% și o să închidem cu cuvintele astea. Șmecheria nu este opusul prostiei, ci al inteligenței.